Cristiano Ronaldo este o legendă a fotbalului care încă mai joacă la 39 de ani, unul dacă nu cel mai bun jucător din toate timpurile. Ronaldo și Messi au dominat în ultimele decenii și au arătat că ei sunt cei mai buni. Însă astăzi îi vom reseta cariera lui Cristiano Ronaldo ca să vedem dacă reușește aceleași realizări. Cristiano Ronaldo a jucat la multe echipe, chiar foarte multe echipe. A început cu Sporting, apoi s-a dus la Manchester United, apoi la Real Madrid, după aia la Juventus, apoi s-a reîntors la Manchester United, iar în cele din urmă al Nasser. Nu uitați, dacă îți place și apreciați ce fac și acest tip de conținut și aceste simulări, dar și Ultimate Team-ul, să apăsați butonul de like, să abonați în caz că n-ați văzut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. E bine, înainte să începem această reconstrucție, această simulare a lui Cristiano Ronaldo, trebuie desigur să setăm niște obiective. E bine, obiectivele sunt în felul următor. Cristiano Ronaldo trebuie să aibă în total cu toate, efectiv toate trofeele, 30 de trofee, efectiv orice trofeu se pune. Trebuie să aibă 5 Champions League-uri câștigate, trebuie să câștige de 3 ori Super Cup-ul, iar știm foarte bine că acel trofeu se poate câștiga doar după ce ai câștigat Champions League sau Europa League. Cristiano Ronaldo trebuie să adune numărul de baloane pe care le are și el, adică 5 baloane de aur, pentru că în viața reală n-a putut să o facă. În simularea asta trebuie să câștige o cupă mondială. Însă nu o să lăsăm doar cupa mondială, o să punem și euro la bătaie, vrem și euro să câștigăm, așa că merge și un trofeu de euro acolo. Cristiano Ronaldo trebuie să ajungă la overall-ul de 99 până la finalul carierei. Cristiano Ronaldo trebuie să câștige trofeul ligii în 3 ligi diferite, pentru că el știm că s-a dus la foarte multe echipe, la foarte multe ligi, așa că trebuie să facă și acest obiectiv. Iar în cele din urmă, Cristiano Ronaldo trebuie să înscrie 400 de goluri și 100 de asisturi. E bine, primul sezon l-avem la Sporting, după cum știți. L-avem aici pe Cristiano Ronaldo, care are overall de 77, primul overall pe care l-a avut el în FIFA, însă nu sunt chiar aceleași stats-uri, pentru că am încercat să le pun chiar aceleași stats-uri, însă mie îmi dătea că are overall 82, așa că ar trebui să-l scad până la 77. E bine, acestea sunt stats-urile lui. Are 4 stele skill moves, 3 weak foot, pace 82, shooting-ul 72, passing-ul 72, dribbling-ul destul de mare la 78, defending-ul interesează, iar physical-ul la 65. E bine, pentru primul sezon cred că vreau să-i mărsc aici weak foot-ul și cred că o să băgăm inverted winger, ar fi perfect pentru el. E bine, echipa arată destul de ciudată, însă noi totuși îl vom numai aici left winger pe Ronaldo, nu știu dacă o să face, dar noi o să încercăm. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 1 și să vedem ce reușește Cristiano Ronaldo să facă. E bine, antrenat de simulat, haideți să vedem cum arată Cristiano Ronaldo după primul sezon. Și ok, are 78 overall, a crescut doar plus 1, destul de greu pentru el. Hai să vedem totuși câte goluri a înscris Cristiano Ronaldo și unde este... Ok, a înscris 3 goluri în 7 meciuri, destul de bine având în vedere că a jucat doar 7 meciuri. Ei bine, haideți să vedem și pe ce loc se plasează, se plasează pe locul 2. Braga se pare că reușește acolo să câștige Liga cu 82 de puncte. Hai să vedem aici în Cupa Portugalii, cred că e. Câștigă aici Benfica, nu reușim, suntem scoși în semifinale de Casa Pia Ac, cred că așa se pronunță, și se pare că a terminat grupa pe locul 2. Apoi în round of 16 se pare că suntem scoși de Leverkusen cu 5-3 la general, destul de nașpa. Iar în curând se pare că începe și Euro, unde vedem aici că Ronaldo va fi în grupă cu Franța și cu Danemarca, o grupă foarte grea, însă ce știe, poate iese din grupă și trece mai departe. Bine, suntem în sezon cu numărul 2 și se pare că Ronaldo nu este convocat la, la internațional. Destul de așa pentru Ronaldo, nu prinde primul Euro, dar asta este încă mare timp. E bine, pentru acest sezon o să vreau să-l pun pe un white playmaker, pentru că el este foarte bun la skill moves. E bine, acest sezon vom rămâne la Sporting, însă poate sezonul viitor ne transferăm. Simulăm cel de-al doilea sezon, hai să vedem ce o să reușească Ronaldo în sezonul cu numărul 2. E bine, a terminat de simulat cel de-al doilea sezon, așa că hai să vedem cum arată Ronaldo după cel de-al doilea sezon. Și se pare că a crescut doar plus 2 în acest sezon, a ajuns la 80 overall. E bine, a crescut destul puțin, însă hai să vedem ce stats-uri a avut și... Vedem, ok, nu-l văd unde este Ronaldo. A jucat doar 2 meciuri și un singur gol. Mamă, e clar. A, până și el, Summit Alone Request. E bine, haideți să vedem dacă Sporting a câștigat Liga. Ok, suntem în top 10, în top 5. Ok, suntem în top 5 și se pare că terminăm pe locul 4. Hai să vedem în Cupa Portugaliei și se pare că pierdem în finală versus Benfica. Nu... Și în Champions League a antrenat pe locul 4. Wow, mamă, dar ce grupă! PSV, Juventus și City ne-au spart efectiv. E bine, am intrat în sezonul numărul 3, așa că haideți să mergem direct să-l punem pe Ronaldo pe transfer list. Bine, se pare că nu mă lasă să-l pun pe transfer list, chiar nu vrea. Dar însă putem să-l ducem în loan, așa că ok, o să acceptăm această ofertă măcar, loan.
Ok, se pare că a primit ofertă pentru Cristiano Ronaldo de la Rayo Vallecano, echipă din Spania și de obicei este în La Liga. Iar după cum vedem, se pare că Rayo Vallecano este în La Liga. Pe left winger însă are ceva, nu are absolut nimic, cred că joacă cu left mid. Ia să vedem și da, joacă cu left mid și are acest jucător care are clauze de 94 de milioane, wow. E bine, însă pe right nu cred că are ceva, are acest jucător însă de 30 de ani. Și nu cred că are ce știe ce overall. Și e cam singura ofertă pe care am primit-o. E efectiv singura pentru Cristiano Ronaldo. Așa că, da, cred că o să acceptăm. Mergem în Spania și vedem ce o să reușim acolo. E bine, semnăm aici cu Rayo Vallecano și mergem în Spania. E bine, echipa chiar arată destul de bine și îmi place foarte mult echipamentul lor. Chiar arată destul de bine. Însă hai să vedem unde Cristiano Ronaldo. Ia uite-l aici. O să jucăm pe dreapta pentru că joacă și right winger. E bine, merge la Ronaldo, numărul 9, niciodată, niciodată numărul 9, dă numărul 7. E bine, pentru acest sezon o să-i punem inverted winger, avem nevoie de shooting, așa că we go for it. E bine, m-am uitat pe aici și am văzut că Cristiano Ronaldo are o clauză de 68 de milioane, wow, ok. Nu prea-mi convine aia, o să plece, dar să fie curios să vedem unde pleacă. O să-i punem aici inverted winger și o să lăsăm așa pentru acest sezon. E bine, haide să vedem și simularea la sezon cu numărul 3 și să vedem ce reușește Ronaldo să facă în acest sezon în La Liga. E bine, am terminat de simulat, haide să vedem cum arată Cristiano Ronaldo, are 84 overall, în sfârșit a crescut destul de bine acolo. E bine, sunt foarte curios să văd ce stats-uri a avut și haide să vedem, clar e top scorer, nu? Și da, este, cu 13 goluri, e ok, e mai bine decât toate sezoanele până acum, clar. Însă se pare că summit a transfer request, wow, ok, vrea să plece la echipa asta. E bine, haide să vedem că a ajuns absolut departe, Rayo Vallecano în La Liga, haide să vedem în top 10, suntem, aoleo, suntem fix top 10. Wow, ok, măcar am ținut și n-a retrogradat și campioana Real Madrid, dar poate o să ajungem până la urmă la Real Madrid. Copa de Spana, nu mă aștept, dar cine știe, na. Și nu am jucat absolut în nicio competiție europeană. E bine, Portugalia este din nou în grupă cu Franța, însă e data aceasta un World Cup. What? De ce pică numai cu Franța în grupă, frate? Însă o să vedem în sezonul următor când o să se transfere și Ronaldo. Ronaldo nu este convocat nici acum? Oh, wow, nu te cred. Nu te cred că nu este convocat nici acum. E bine, da, se pare că Ronaldo nu este convocat încă la națională. Wow, deci... Deci acest trofeu nu se va pune pentru el. Dar mă mir cum n-a fost convocat. Rafael a fost, Pedro Gonçalves a fost, Diogo Jota, însă Ronaldo nu este pe aici. Bine, acest sezon Ronaldo vrea să plece de la Rayo Vallecano. Eu cred că i-a ajutat destul de mult. A fost top scorer în echipă, însă are nevoie de o echipă mai bună pentru că acum are 84 overall. Ei bine, se pare că Roma a plătit clauza de reziliere al lui Ronaldo. Se face în Italia la Roma. Wow, deci merge Ronaldo în Italia, însă nu la Juventus, la Roma. Interesant. Wow, se pare că a fost plătit și de la Chelsea. What? Ok, se pare că două echipe se bat pentru semnarea lui Cristiano Ronaldo. Ok, la ce se duce? Cristiano Ronaldo pleacă. Ce trebuie să vezi chestia asta? Asemenea, ce echipă se duce? Se duce la Roma până la urmă. Ok, să alege Italia în loc de Premier League. Signore, signore, am ajuns în Italia. Kimpembe, Stones, Belotti, văd că e pe aici Pellegrini. Hai să vedem unde e Cristiano Ronaldo. Uite-l aici, ia uite-l. Bă, Cristiano Ronaldo, dar trebuie să schimb puțin informația. Mult mai bine așa. Mult mai bine așa. E bine, Ronaldo joacă într-o echipă foarte, foarte bună a Romei. Văd aici că este Abraham, Baldenzi, care în Abraham cine să fiu sincer, Pellegrini, Lucme, care aparent joacă și right winger, Kimpembe, Stones, Dalot, Tomiasu, Remiro, aici portar, avem echipă foarte bună. E bine, vom merge la Cristiano Ronaldo, care aparent are what? Numărul 10 niciodată. Dăm numărul 7, scuze, Pellegrini, asta este, Ronaldo trebuie să aibă numărul 7. O să-i dăm, ce să-i dăm sezonul acesta? Cred că ar sta foarte bine pe un white winger, să fiu sincer. Avem nevoie de sprint fluitor acolo, dar avem nevoie de agilitate, balans, că este destul înalt. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 4, să vedem ce reușește Cristiano Ronaldo să facă în sezonul acesta. E bine, am terminat de simulat, haideți să vedem cum arată Cristiano Ronaldo și are overall de 88, asta zic, mă, asta zic. Overall foarte, foarte, foarte mare. A crescut plus 4 în acest sezon. Însă sunt foarte curios ce stats-uri a avut. Haideți să vedem. Haideți să vedem câte a avut și a avut 19 goluri. Wow, atât puține 19 goluri și doar 5 asistori. E bine, haideți să vedem dacă am reușit să câștigăm ceva cu Cristiano Ronaldo. Poate am reușit să câștigăm Serie A. Haideți să vedem. Suntem top 10, suntem top 10, top 5, suntem top 5 și aparent suntem pe locul 4. Milan termină pe 1. Reușește acolo măcar să se califice la Champions League. Copa Italia reușește aici să câștige Juventus. Noi suntem eliminați de Juventus. Juventus tocmai în quarterfinals. Iar se pare că în Champions zic wow, pe ultimul loc, mă. Însă am uitat Super Cup. Am câștigat Super Cup cu Roma. Asta aduce primul trofeu.
E bine, echipa arată în continuare foarte, foarte bine. Aici avem echipă full, adică primul 11 este full de 80 plus. N-are sens să plecăm, echipa este destul de bună. Hai să vedem, poate data asta reușim să ajungem acolo în Champions League destul de departe și poate aceea știe câștigăm Liga, pentru că echipa, să fiu sincer, arată chiar bine. Așa că în acest sezon vom rămâne la Roma și poate sezonul viitor ne vom transfera. Însă văd că Ronaldo vrea să plece, wow. Deci Ronaldo mereu vrea să strice toate planurile. Ronaldo vrea să plece, a submitted transfer request, e clar. Ok, și pare că primă ofertă de la Benfica. Ok, niciun caz nu merge la Benfica. Încă o ofertă de la Valencia? Pe bune, mă? Niciodată. Hai să vedem. Leipzig nu prea merge. Dacă era Bayern, mergea. Dacă era Dortmund, mergea. Leverkusen, mergea. Leipzig însă, na, nu cred. Hai să vedem. Lazio, parcă primim oferte din ce în ce mai proaste. Bă, unde sunt echipele mari? Uitați-vă ce primim oferte de 200 de milioane. Bă, nici altă echipă n-are 200 de milioane în afară de astea. Oh, oh, ok, ok. Discutăm altfel. Discutăm altfel. Inter. Rămânem în Italia totuși. Ok, Inter. Young Sommer. Ok, ce overall are? Ok, 81. Samba, nu să văd că e acolo. Clar este aici Lautaro Martinez, striker. Vei așa și pe Ionuț Andrei Radu. E bine, sincer, cred că o să mergem la Inter, însă cred că o să trească să schimbăm pe Ronaldo ca striker, pentru că nu prea wingeri. Așa că cred că o să-l schimbăm ca striker. E bine, și se pare că Cristiano Ronaldo pleacă din nou. Vedem mereu cum pleacă. Însă data asta se duce la Inter, echipă foarte, foarte bună. Pe suma de 210 milioane de euro. E bine, am ajuns aici la Inter și wow, ce echipă, wow, echipă foarte, foarte bună, însă ce caută, ce caută Havertz, ce caută Madison pe bancă? Ok, trebuie să fac cumva să-i bag pe toți. E bine, uitați cum arată echipa asta, arată foarte, foarte, foarte bine. Medina, Garcia, Kai Havertz, Madison, Gabriel, Bastoni, Samba în poartă, Di Marco în stânga, Dumfries în dreapta, Martinez cu Ronaldo în atac, un atac foarte, foarte bun. E bine, în acest sezon, hai să vedem ce development plan îi dăm lui Cristiano Ronaldo. Văd că target player se face mai rapid în 11 săptămâni, așa că o să-i dăm target player. E bine, haideți să-i dăm simulare și să vedem ce reușește Ronaldo să facă la Inter Milan de data asta. E bine, hai să vedem cine a câștigat balonul de aur și este Haaland. Ok. E bine, antrenat de simulat, hai să vedem cum arată Cristiano Ronaldo și are 94 overall. Let's go, mă! Mamă, dar ce echipă a jucat, dar văd că nu prea au crescut, da, dar totuși echipă bună. Hai să vedem ce a făcut el, hai să vedem câte goluri a dat și a dat 36 de goluri, wow! E asta zic, mă, asta e tipic Ronaldo, 36 de goluri, 14 asisturi, a rupt și la asisturi, dar și la goluri. E bine, hai să vedem dacă am reușit să câștigăm Liga, suntem în top 10, clar, clar, top 5, ok, suntem în top 5, Juventus pe locul 6, ok, destul de ciudat. Hai să vedem, avem șansă la câștigarea campionatului, locul 4 Bologna, locul 3 Milan și ce mai rămas? Napoli, ok, let's go, și Napoli pe 2, let's go, mă, let's go, câștigăm Liga cu 82 de puncte, prima noastră Liga câștigată. Copa Italia, haideți să vedem, Copa Italia o pierdem în finală. E bine, se pare că am fost în Europa League, ok, nu știu cum am reușit să ajungem în Europa League, dar asta este. Am dreapă locul 1 în grupă, în Round of 16 se pare că i-am bătut pe cei de la Salzburg cu 5-2 la general, în quarter final se pare că am bătut pe Wolfsburg cu 5-4 la general, în semifinal se pare că am bătut pe Olympic 3-2 la general și final. La un jucat versus Barcelona care i-a spart pe Copenhaga. Hai să vedem ce a făcut de final. Let's go. Și reușim, mă. Let's go. La penalti ori câștigăm 3-2 la penalti versus Barcelona. Wow. Ca o final de Champions League, să fiu sincer, chiar dacă este Europa, adică ca o final de Champions League. Data asta vedem din nou Euro. Să vedem, poate data asta este selecționat Ronaldo la echipa națională și na, poate cine știe câștigă. E bine, în sfârșit Ronaldo este selecționat la echipa națională. În sfârșit. Însă hai să vedem ce divin plan îi punem. Și, uai, mă, pe bune, s-a uitat de transfer request. Vrea să plece Ronaldo și de aici. De ce? De ce, mă, că te-ai descurcat bine? Ok, îi lăsăm tot poacher. Ok, hai zis, măcar să vedem ce oferte primim. Fai, de ce, dacă îl vindem. Ok, se pare că primim oferte la Atletico Madrid. Wow, nu pot să accept așa ceva. Nu pot. El în real viața real a fost la Real Madrid de atâta timp. Nu pot să accept așa ceva. E bine, haideți să vedem și ce s-a întâmplat în Euro. Se pare că aici Portugalia ca de obicei pe locul 1 în grupă. Mai departe însă a dat de Anglia, care a câștigat aici versus Portugalia o la penaltiuri. Wow, ce rapid este scoasă. Trece Anglia foarte bine, trece și Belgia și o să duce Anglia versus Belgia și câștigă Anglia. Wow, ok, măcar n-a câștigat cea care n-a scos. Mai departe vine ofertă de la Juventus. Băi, nu putem să facem așa ceva. Băi, cea mai mare trădare. Nu pot să accept așa ceva. Și mai ales nu cred că are echipa mai bună decât a noastră, pe bune. Wow. Ofertă de la Barcelona, wow, ok. Stai un pic, hai să discutăm.
Ok, Barça nu are atacant foarte bun. Are aici Alejo Veliz de 85 și Gonzalo Ramos de 86. Ansu Fati, Martinez și Ferran Torres. KDB, ok, 80 overall. Pedri însă, destul de bine acolo. Almada, văd că este și el aici. Alfonso Davies și el este acolo. Lisandro Martinez, categoric Araujo aici. Sincer să fiu, am cam terminat ce putem să facem în Italia. Am câștigat și Liga, avem nevoie de obiectivul ăla să schimb Liga. Deci, cred că până la urmă vom merge la Barcelona. Chiar dacă el a fost la Real Madrid și este o trădare oricum. Atletico era cum era, dar Barcelona n-am cum să refuz Barcelona, pe bune. Așa că, din păcate, pentru fanii Ronaldo, Cristiano se duce la Barcelona. Ei bine, și semnăm aici cu Barcelona. Merge la Barcelona în La Liga înapoi. E bine, am ajuns înapoi în Spania, însă o să fie destul de challenging să vedem cum facem aici, însă, da, deja cred că o să facem felul următor. Schimbăm formația, KDB iese, băgăm pe Fati Cam, Martinez în stânga, Ronaldo în atac, Ramos pe bancă, Almada, nu știu cum facem, îl punem aici și îl ridicăm puțin. E bine, unde este Ronaldo? Uite la aici, wow, fă, nu pot să mă uit la el, Ronaldo în echipamentul Barcelona, dar de sărcioată, însă că ai de, o să-i dăm aici numărul 7, scuze, Ferran Torres, dar asta este. Și de vreun planul o să-i dăm, hai să vedem ce-i dăm. Dăm un target, target player, nu? Da, target player se face rapid, așa că o să-i dăm target player. Am uitat și puțin la financial și are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. Wow, bă, 700 de milioane de euro. E bine, haide să-ți dăm simulare la sezonul cu numărul 6 și să vedem ce reușește Cristiano Ronaldo să facă. E bine, haide să vedem dacă Cristiano Ronaldo a câștigat balonul de aur și reușește, mă, reușește să câștige primul lui balon de aur. A reușit până la urmă să spargă gheața, are primul lui balon de aur. Let's go. E bine, antrenorul a simulat sezonul cu numărul 6, așa că haide să vedem cum arată Cristiano Ronaldo. Are 96 overall, let's go, mă. Însă haide să vedem ce stasuri are Ronaldo. Let's go. Haide, mă. Let's go. Asta zic. Mă, 36 de goluri, 36 de goluri, a spart Ronaldo. Dar și 15 asisturi, wow, bă, deci ăsta pupă și la asisturi, și la goluri. E bine, haideți să vedem ce am făcut și în ligă. Suntem clar în top 10, da, ok, suntem top 10, top 5, suntem top 5. Atletico Madrid pe locul 6, ok, ok, Real Madrid pe locul 4, ok, hai să vedem locul 3, Atletico Bilbao, pe bune? Cine e locul 2? Let's go, hai să vedem, Barcelona sau cine ar putea să fie? Hai să vedem și... Betis, ok, locul 1, ok. Reușim. Ce caută Betis pe 2, Bilbao pe 3. Wow, s-a inversat efectiv aici liga. Ce este important este că câștigăm din nou un trofeu al ligii și asta Supercopa. Hai să vedem, câștigăm aici versus Real Madrid. Let's go, în finală. Copa de Spana, no, reușim. Hai să vedem Champions League, wow, ce s-a... Wow, s-a inversat liga efectiv, s-a inversat. Ce caută Shakhtar Donetsk cu Bologna pe locul 1 și 2. În Europa League, în Round of 16, i-a bătut pe cel la Feyenoord cu 4-1 la general. Let's go, am trecut mai departe. Finals, avem 6-2 versus Mönchengladbach. În semifinal se pare că a bătut pe Juventus cu 6-2 la fel și am trecut mai departe în finală care a jucat versus Porto. Haideți să vedem ce am făcut și reușim, mă, let's go, reușim să câștigăm Europa League din nou. Din păcate, nu reușim ce episodul, dar este bun și în Europa League. E bine, se pare că Ronaldo a crescut până la 97, what, între sezoane a crescut încă un overall. Hai să vedem la Cristiano Ronaldo care, bă, du-te, mă, aici, mă, iar vrea să plece, iar vrea să plece. Are și oferte, ia, Liverpool și AC Milan. Wow, bă, o meu, nu poate să stea într-un loc, mă, nici nu știu ce să fac, mă. Plecăm doar dacă primim ofertă de la City sau Real Madrid, asta adică cea mai bună practic. E bine, în continuare cred că o să stăm în planul acest Mobile Striker. Ok. Mâine sus, n-am ce să zic. Acceptăm oferta, eu v-am zis, dacă merge, dacă prim ofertă, plecăm. Dacă nu, nu plecăm. Ha, am primit. Hai să mergem, ce să mai. Ok, Cristiano Ronaldo pleacă de la Barcelona să la Real Madrid. Un schimb acolo, schimb cam nu prea se fac schimburi de genul între echipele astea două, dar ok. Pe suma de 383,700 de milioane. E bine, plecând de la Barça, mergem la Real Madrid. Let's go la Real Madrid. Bine, hai să vedem ce echipă au ce la Real Madrid. Ok, îl văd acolo pe Vini, Bellingham, Paz, Valverde, Marquinhos, Moreira, ok, Arda Güler, însă, what, Pedri, what, ce caută aici Pedri? Ok, trebuie să fac niște ajustări. Bine, Ronaldo se pare că ajunge la 98 overall, acum am văzut, what? Ok. E bine, Real Madrid are nevoie de un portar, așa că o să-l transfer pe Donnarumma, categoric aici. E bine, l-am adus aici pe Donnarumma, care o să vină în poartă, pentru că Porto este foarte bună, dar are 37 de ani. Ok, deci nu o să poată să intre. E bine, scuze, Vini, va trebui să-ți dau al număr, însă, stai până, să punem aici
numărul 7, lui Ronaldo și tu vei lua numărul 10. E bine, hai să uităm simulare la sezonul cu numărul 7 să vedem ce reușește Cristiano să facă la Real Madrid data asta. E bine, și se pare, azi vedeam că este nominalizat categoria Ronaldo acolo, Ronaldo lângă Mbappe și Haaland și habar n-am, cred că Martinelli? Da, Martinelli. E bine, și câștigătorul este Cristiano Ronaldo! Let's go, mă! Let's go, câștigă pentru a doua oară, cred că balon de aur foarte, foarte, foarte bine. Reușim, mă, până la urmă, let's go! E bine, antrenament de simulat, hai să vedem cum arată Cristiano Ronaldo, dacă a jucat 99 și nu pot să văd, wait. Nu, n-a ajuns încă n-a ajuns, mare puțin. E bine, hai să vedem ce am făcut Cristiano Ronaldo, let's go, sunt foarte curios și are 43 de goluri, let's go, mă, și 11 asisturi, mă. Bine, mă, Cristiano, ești o bestie, mă, o bestie. 11 goluri acolo în Champions League din 13 meciuri. Mr. Champions League, Mr. Champions League. E bine, haideți să vedem dacă Real Madrid a câștigat Liga aici, în La Liga. Avem top 10 clar, top 5 mai are sens, suntem în top 4 clar. Hai să vedem, top 4, ok, Atletico Bilbao, top 3. Real. Ok, finala Barcelona, Real Madrid. Let's go. Care a câștigat? Barcelona sau Real Madrid? Și Barcelona pe 2, Real Madrid pe 1 cu 97 de puncte. Wow, mare, mare diferență. Foarte bine acolo, Real Madrid câștigă Supercopa și au, aici pierdem Copa de Spana. Haideți să vedem. Ah, wow, nu câștigăm nici acest trofeu. Pe bune, suntem scoși de în round of 16 de Real Betis. Pe bune, mă. Și în Supercupa pierde versus Barcelona. Băi, ne-a distrus Barcelona. Să sperăm că în Champions League scăpăm de Barcelona. Suntem pe locul aici în grupă, locul 1, clar am trecut mai departe. Avem unde e Real Madrid, de auto 4-3 versus Roma, versus vechea noastră echipă. Am bătut așa, trecut mai departe. În quarterfinal s-am bătut pe Leverkusen, am trecut mai departe. În semifinale se pare că i-am bătut pe cel la Borussia Dortmund cu 4-2 și am trecut mai departe în finală, pe care vom juca versus Milan, se pare, care i-am vins pe cei de la Juventus acolo în seria debate. Hai să vedem acum finala, let's go. Și let's go, mă, reușim să câștigăm finala Champions League, mă, după două finale câștigate de Europa League, câștigăm și finala Champions League. Mister Champions League se arată 4-2, let's go. E bine, avem și World Cup aici, o să vedem în sezonul viitor dacă reușește cea Ronaldo să câștige World Cup. Este în grupă cu Belgia și cu România, ok, și Maroc. E bine, Ronaldo este în continuare acolo la Portugalia în World Cup, hai să vedem cum se surcă. E bine, Portugalia se pare că și pe locul 2 din grupă, ok, destul de greu acolo cu Belgia, însă România bine pe 3 acolo, iar mai departe o să dea de Franța. Wow, ok, aici e greu, foarte, foarte greu, dar cine știe, poate. E bine, și se pare că a trecut mai departe, foarte, foarte bine acolo. Portugalia trece mai departe în quarterfinals, unde va juca versus Irlanda. Ok. E zi bun, presupun, nu? E bine, hai să vedem ce a făcut Portugalia acolo. Ok, reușește să treacă și peste Irlanda cu 1-0 și intră în semifinala. Hai să vedem cu ce intră, cu, cred că, Croația, nu? Da, Croația. Hai să vedem mai departe. Croația, ok, reușim să-i bată și pe Croația. Let's go. 4-2 și semifinala versus Italia. Ok, Portugalia-Italia. Ronaldo este pe punct de a câștiga World Cup-ul. Let's go. A treia poziție se pare că e Belgia, pe a treia poziție acolo reușește cu 3-2, însă hai să vedem ce a făcut Ronaldo. Ronaldo în finală, let's go. Și pac, nu, a pierdut în finală contra Italia. 4-2 la penalti. Mă, m-aș fi vrut să văd penaltiurile astea, să văd cine a scris golurile la 3. Ronaldo cu 5 goluri și João Neves se pare că a scris cea multe goluri, dar asta este, a pierdut finala. Bă, ce nașpa. E bine, sezonul acesta sperăm că Ronaldo va crește, unde știu că eu îl căutam mai sus, va crește mai mult, va crește până la 99 overall, dar văd că chiar poate să crească în 6 săptămâni, se pare că va crește la 99 overall, însă hai să vedem pe ce îi boostăm pe... Însă, bă, hai dă-i pe un complet striker, pentru că freaky cu ăla e cam nașpa și el e bun la lovituri de bele. Ok, după cum văd, avem nevoie neapărat de doi fundași și acești doi fundași nu o să mai reziste mult, așa că haideți să transferăm, pentru că Real Madrid cred că are bugetul necesar. Adică nu cred că la Real Madrid nu s-ar mai transfera nimic de când se transfera Ronaldo. E bine, sezonul ăsta nu știu ce sunt cu Ronaldo, însă nu mai vreau să mai plece. Wow, ok, deci la Real Madrid îi place. E bine, ne-am dotat aici cu doi jucători foarte, foarte buni, Guardiol și Saliba, pentru că nu mai aveam efectiv niciun fundaș și alți fundași, mai aveam după Marvel și atât. E bine, haideți să simulăm și să vedem ce reușește Ronaldo să facă în sezonul cu numărul 8 la Real Madrid în continuare. E bine, haideți să vedem că Cristiano Ronaldo este nominalizat și este, ar trebui să fie. Oho, trei jucători ai noștri sunt!
Cristiano, Vini și Valverde acolo și un jucător care habar n-am ce e de la Chelsea. E bine, haideți să vedem că Cristiano Ronaldo a câștigat balonul de aur din nou și categoric este Cristiano Ronaldo câștigă pentru a treia oară la rând, dacă nu mă înșel, balonul de aur. Let's go! E bine, antrenorul a simulat și sezonul cu numărul 8. Haideți să vedem cum arată Cristiano Ronaldo. Și arată sule bine, o 99 overall, stăm pe spate, acum stăm pe spate, Ronaldo rupe tot efectiv. Hai să vedem ce stats-uri a avut, hai, sunt foarte curios, vreau ceva crazy. Și 48 de goluri și 17 asisturi, cea mai multe asisturi date de el mi se pare, dar totuși 48 de goluri, păi. E bine, haideți să vedem dacă a câștigat Real Madrid din nou la Liga. Haideți să vedem, top 10 clar suntem, top 5, ok, Sevilla, top 5, top 4 Atletico Madrid, Atletico Bilbao și acum trebuie să fie Barcelona sau Real Madrid. Let's go, 3, 2, 1 și Barcelona, Real Madrid cu 98 de puncte, wow, 20 de puncte diferență față de locul 2. Supercupa, haideți să vedem și, ok, nu înțeleg cum în Liga îi sparge pe toți, dar când e vorba de Supercupa pierdem. Hai să vedem, Copa de Spana, te rog, și, ok, măcar pe asta o câștigăm, măcar pe asta. Supercupul, ok, câștigăm și Supercupul cu 3-2 versus Inter. În Champions League terminăm cu 15 puncte pe locul 1, grupa. Mai departe dăm de Borussia Dortmund pe care o spargem cu 7-2 în Round of 16. Și trecem în quarter finals unde am dat de Inter pe care am bătut cu 5-3 la general. În semifinal se pare că îi bate pe Villarreal 4-2. Let's go, mă, let's go. Trecem mai departe în finală și în finală pierde versus PSG la penalturi 4-2. Fă pe bune, mă. E bine, suntem în sezon cu numărul 9, Ronaldo ca de obicei 99 overall. Foarte, foarte bine arată acolo. Echipa toată arată foarte, foarte bine. Sunt banca de rezerve, nu prea arată foarte, adică nu mai avem atât, asta e banca noastră de rezerve. Deci, arca, trebuie să mai avem și un portar, dar n-avem un portar. E bine, se pare că right-back-ul nostru a fost furat de Manchester United. Chiar a fost furat, dacă mă apreau pe aici transferul unde era. Mă uitați aici, s-a adus, aparent i-a plătit clauza. Ok, hai să transferă și un right-back, presupun. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Manchester United a plătit clauza de rezilere a lui Vini. Nu, Vini. Pleacă Vini la Manchester United. Însă îl transferăm aici pe Gusto. E bine și pleacă Vini, nu pot să cred, pleacă Vini. Bă, cine a făcut un Manchester United? Bă, ne-a furat efectiv doi jucători cu clauză. Totuși, 400 de milioane. Hai, mă, să transferăm ceva rapid, mă. Ceva blanau acolo și e un singur jucător. Ce să mai e discutat altceva? Hai, mă, că jucătorul ăsta poate să joace și pe stânga, zic eu, nu? Hai, că eu zic că poate. E bine, pentru că chiar pare să fie Neymar, o să transfer pe el, pentru că, na, ar fi cam păcat, dar, cam, ok, da, acum nu mai pot să mai dau seama cine, hai, tu să transferăm. E bine, repede avem aici un nou jucător, Gusto pe dreapta și deja suntem înapoi destul de bine, ne-am reparat toate nevoile aici, Marquinhos o să fie aici, probabil o să intre Marvel și cam aia. Și Borgres o să joace acolo pe left wing, foarte bine, o să fie foarte, foarte bun. E bine, dăm simula sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește Ronaldo să facă în sezonul cu numărul 9 la Real Madrid. E bine, și haideți să vedem top scorer, cine e top scorer? Cristiano Ronaldo, ok, însă cea care a balonul de aur este tot Cristiano Ronaldo. Let's go pentru a patra oră. Mai avem nevoie de un singur balon de aur și mai avem și încă un sezon. Ok, o să fie la limită. E bine, antrenorul a simulat sezonul, haideți să vedem cum arată Cristiano Ronaldo tot la 99, însă într-o echipă destul de what, unde ne este mijlocașul. Ok, Arda Güler. Doamne, bă, dar ne fură ăștia, toți jucătorii ne fură, mă, unde a plecat ea? Arda Güler, la 27 de ani, a plecat la Juventus, ne-a trădat. Bă, nu se poate așa ceva, nu se poate. E bine, oricum, pe noi interesează Ronaldo. Ce a făcut Ronaldo? A dat 40 de goluri, let's go! Cu 9 asisturi acolo, foarte, foarte bine, 40 de goluri. Haideți până în care ne reușim să câștigăm din nou la Liga. Mergem direct la top 5. Ok, Atletico Madrid pe locul 6, Atletico Bilbao, Sevilla, Villarreal și mai rămas Barça și Real Madrid. Let's go. Și reușim, let's go. 87 de puncte și Barcelona 78. Supercopa, haideți până că am câștigat-o. Reușim să câștigăm versus Barcelona. Let's go. Asta înseamnă ceva. Copa de Spana și... Ok, și nu reușim. Se pare că ne scoate clar. Ok, wow. E bine, haideți să vedem ce piesnici am făcut. Pe locul 1 în grupă, clar. În Round of 16 am trecut mai departe. Unde suntem? Ok, am trecut mai departe de Fiorentina la penaltiuri, destul de greu. În quarter final s-am trecut, dar sunt foarte bine acolo, cu 5-1 la general. Însă în semifinale ne-a bătut Inter cu 1-0. Iar finala a câștigat-o Napoli cu 3-1. E bine, hai să vedem acum Euro, ce se întâmplă aici și...
What? Unde este Portugalia? Unde este Portugalia? Băi, nu s-a calificat Portugalia? Imposibil așa ceva, nu s-a calificat Portugalia. E bine, haide să transferăm și Paci Birț aici în mijloc ca să ne ajute să câștigăm acolo cu mai multe chestii, pentru că nu se poate și cea. E bine, cu Virț o să meargă toată treaba mai bine. Echipa arată foarte, foarte bine cu Valverde. Ușor, ușor, 33 de ani începe să scadă, însă totuși arată foarte bine echipa. Lui Ronaldo nu mai am ce să-i fac, efectiv nu are sens să mai pun nimic, o să-i dăm efectiv pe balance și o să crească cum vrea, în caz că mai poate să mai crească undeva. E bine, să pregătiți așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 10, ultimul sezon. E bine, haide să vedem în sezonul cu numărul 10 dacă Cristiano a câștigat și a câștigat, mă reușim 5 baloane de aur, adică câte are și el în viața reală, let's go! E bine, antrenat din spunea, haideți să vedem un sezon cu numărul 10, cum arată echipa noastră, arată foarte, foarte, foarte bine, însă haideți să vedem ce a făcut Cristiano Ronaldo în ultimul sezon și are 43 de goluri, bă, nu mai e în 43 de goluri, nu mai e în 40-30 de goluri astea ne-am simt, dar și 14 asisturi acolo, Ronaldo de 99. Haideți să vedem la Liga dacă am câștigat, what, Villarreal FCB? Ce caut aici Villarreal FCB? Și poate și Villarreal normal, ok, stai că am dus direct la locul 3 Real Sociedad și mai e Barcelona, Real Madrid, let's go. Și ok, reușim, 90 de puncte, avem încă un trofeu, let's go. Supercupa, ok, o câștigăm versus Barcelona, bine acolo. Copa de Spana, câștigăm și acest trofeu, foarte bine acolo. E bine, însă reușim acolo, suntem în finala Champions League, un parcurs foarte, foarte frumos. Reușim până la urmă să ajungem în finala Champions League versus Borussia Dortmund. Na, vreau să o testez și eu puțin pe Ronaldo de 99. Ok, suntem foarte pregătiți, play match, hai să vedem. E bine, începe meciul, hai să vedem ce reușim să facem versus Borussia Dortmund. Haide, Ronaldo. Vine acolo Ronaldo, o ridică, șutează, ho-ho, ce bombeu a dat Ronaldo, ce bombeu reușește, 1-0, let's go. Hai Ronaldo, haide, let's go, și bine mă, let's go, Ronaldo scrie din semifarfecă, vreau farfecă, dar ok, merge. Oho, celebrarea lui, gata, după ăsta se lasă după ăsta. La Ronaldo, ia. Și Ronaldo, let's go, mă, perfect în finală, mă. Hai, celebrarea, su, bine, mă, perfect în finală, mă. Hai și un bombeu de-asta. Pum, bă, dar le apără pe astea, mă, le apără. Hai încă o farfecă, mai încercăm încă una, let's go, la, nu e la Ronaldo. Ok, nu știu ce am scris, cred că am scris, ok, nu știu ce am scris, Bellingham aparent. Bine, mă, let's go. Încă unul. Virs, ultima șansă ta. Hai Ronaldo, vino încoa Ronaldo. Și pe bune, ultima șansă ta pe lângă. E bine că asta a fost meciul. A câștigat cu 5-0, dar nu prea a fost. Cine știe ce ăștia de dorm, nu știu cum au ajuns final. Însă ce este important este că am câștigat Champions League-ul. Este, mă, let's go. E bine, echipa asta arată în continuare foarte bine. Ronaldo are 28 de ani. O să îmbătrânească și le dau pe ei. O să mă joace încă 10 ani până la 38, dar ok. E bine, cam asta a fost simularea, nu știu, aici la obiective, cred că am completat destul de bine, aproape toate obiectivele, la Champions League nu, la trofee în diferite ligi nu, World Cup și Euro nu, din păcate, dar am fost foarte aproape totuși. Însă Ronaldo a jucat la 99, 5 baloane de aur și la goluri, asisturi, nu știu cam unde suntem, dar eu zic că a fost o reconstrucție de succes. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Mulțumesc în vizionare, am fost Andrei Albait, v-am buat. Pa, pa.